Programul Rabla pentru Sobe va demara în câteva săptămâni, proiectul pilot urmând a beneficia de un buget de 500 de milioane de lei, după cum anunță Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet. Statul va finanța 70% din cheltuiala cu instalarea unei sobe eficientă din punct de vedere energetic, dar nu mai mult de 10.000 de lei. După cum afirmă Ministrul, în România, din păcate, marea majoritate a locuințelor care se încălzesc cu lemn de foc sunt slab izolate din punct de vedere energetic, sunt ineficiente, iar despre sobele folosite pentru încălzi aceste locuințe, nu se mai vorbește. Din estimările specialiștilor, randamentul mediu al unei sobe în mediul rural în România este de 20-25% și din acest motiv a fost pregătit un program pilot în premieră în România, finanțat prin administrația fondului de mediu, respectiv 500 de milioane de lei pentru finanțarea localităților din cele 27 de județe ale României din zona montană. Sobele trebuie să fie la un standard european numit EcoDesign, ceea ce presupune un randament de cel puțin 80%, adică beneficiarii vor consuma o jumătate sau poate chiar o treime din cantitatea de lemn consumată în prezent pentru a încălzi aceeași suprafață.